Mare diferență nu este de regulament în această seară. Se întâmplă exact ce se întâmplă la un meci de MMA profesionist, numai că avem două minute mai puțin per repriză. Două minute care înseamnă însă enorm. Diferență mare de categorie între cei doi. Mario Fedor vine de la Iguana Fight din Timișoara, un club consacrat acolo și foarte apreciat pe plan local, pregătit de Sasha Markov. Dar și Răzvan Bârzu spune că este pregătit de Adi Freda. Da, l-am văzut încasând lovituri, acuză ceva acolo Bârzu, dar da, s-a oprit foarte repede. Nu știu ce cere de reproșat Bârzu. El s-a întors cu spatele și a încasat acele lovituri. Așteptăm reluarea, că acolo ne edificăm de fiecare dată. Da, este ochiul drept al lui Bârzu afectat. Vedem accidentarea pe care o are Bârzu. Cred că acuză o lovitură cu mănușa deschisă, presupun. Se întâmplă astfel de lovituri și la sportivi profesioniști consacrați, dar mult mai rar, bineînțeles. În cazul lor, poate fac antrenamente la sală cu mănușile de box și pun mănușile de MMA mai rar și atunci, sigur, se întâmplă și astfel de lucruri. Dar e de aici, nu, a fost, nu cred că a fost cu... Nu, eu cred că a fost la lovitura de picior. Exact, asta zic și eu, de la picior. Nu știu, nu mi-am dat seama, după picior a venit și o lovitură din partea lui Fedor cu brațul. Nu știu acolo ce s-a întâmplat. Hai să poate vedem. Nu știu dacă brațul stâng. Posibil. E posibil acolo după lovitura de picior. Da, el degeaba face semn la arbitru, că el dacă face semn să se oprească, arbitru oprește meciul și meciul s-a încheiat. Ia adică... poate aici? Da, nu. Câștigător prin abandon, colțul roșu, Mario Fedor! Da, Mario Fedor câștigă acest meci împotriva lui Răzvan Bârzu.